Deși au avut un parcurs bun, care la final i-a mulțumit pe Gorjeni, conducerea clubului vrea mai mult. Președintele secției vrea ca din retur echipa să se întărească. Pentru asta caută deja jucători. Prima variantă, fostul jucător al Energiei, Ante Cucrica, a picat. Handbalistul nu va reveni la Târgu Jiu. Eu sper că cel puțin un jucător de, pe linia de 9 metri să-l găsim. Avem mari probleme. Mari probleme și pe centru și pe partea dreaptă. Cu mari probleme financiare de club, Energia vrea totuși performanță. Noi încercăm să le mai dăm un salariu până în sărbători și să rămânem, așa cum am spus, de stanțieri cu o lună de zile, pentru că e greu să spunem că facem tot posibil. Adunăm de la membrii asociați cei care au rămas cu restanțe, încercăm să le adunăm banii și să le dăm, să le virăm salariul. Energia a intrat în vacanța de iarnă imediat după partida din ultima etapă cu HC Odorhei.